Morning Glory, Morning Glory, nu bași dești în ochișorii. Bonjurică, bonjurică, 30 de minute peste ora 9 și 8 minute, suntem pe fază, toată lumea este trează în organizația de bază și, cum am promis, încercăm să mai dezmorțim un pic așa zisul stand-up românesc, mă rog, fostul stand-up românesc, care a fost, pe vremea noastră, acum 2-3 săptămâni. Ce vremuri erau acum 3 săptămâni, încă mai aveam stand-up, aveam valoare, aveam tot ce trebuie. Mihai, pot să dau drumul la rubrică? Mă binecuvântezi? Bun, deci în concluzie, dragi prieteni ai rock-ului, suntem live pe Facebook, pe toate ăștia, pe toate rețelele și, evident, v-ați dat seama, suntem la tradiționala noastră rubrică. Nespresso și Morning Glory amuză ascultătorii la Comedianța Căsică având cafea. Și spunem bună dimineața lui Dan Badea. Bună dimineața, Dan. Bună dimineața, oameni buni. Și da, m-ai făcut să lăcrămez un pic. Foaie verde inimioară. Ce de stand-up era odinioară, genul ăsta. În a noastră mică țară. Da, îmi pare foarte rău. Nu e problemă. Eu cred, dacă vrei o rază de speranță atât pentru mine cât și pentru oameni, cât și pentru voi dacă vreți, eu cred că oamenii imediat după ce o să se dea voie sau o să fie safe, hai că după ce o să se dea voie o să iasă întâi ăștia, trândărei, grătărare, toate, toți aia. Așa. Dar când o să fie safe pentru spectacol, eu cred că o să fie cum a fost după Revoluție, goana după blugi, cum ne uitam la televizor, cum știi, deci eu nu cred că oamenii, suntem și un popor, din câte mi-am dat seama, care nu prea ține, adică nu ține cont de bani ăștia mici. Că na, un bilet de 50, 60, 80 de cât o fi un bilet, 25, de la 20 în sus, habar n-am așa, nu te face pe tine dacă vrei să te distrezi, să ieși afară. Și atunci și cu o bere și cu aia te mai împrumuți și dacă n-ai niciun bani și cu un milion tot îți faci o seară. Deci cam cât estimezi, deci, cât estimezi că va fi un bilet la stand-up după ce se va reveni, Dan Badea? Habar n-am, nu știu. Mult? Habar n-am. Se scumpesc biletele? Nu, cred că se scumpesc. Păi dar oricum n-au cheltuit pe nimic, au cumpărat doar drojdie și făină. Dă-i dracu, să plătească mai mult. Nu, idee. Dar uite, am citit tot felul de chestii în timpul ăsta și când zic că am citit, din păcate pentru mine nu e vorba de cărți. Știi, am tot stat pe telefon și pe astea, nu știu ce, să văd, să iau pulsul. Și era o chestie foarte ciudată, că economiile sunt în colaps, acum că oamenii și au strict, adică strict, exact ce au nevoie, știi? Da. Și e ciudat, adică, bă frate, dacă toată lumea știa ce exact ce are nevoie, de ce economia în colaps, că până la urmă înseamnă că erau numai tâmpeni înainte, numai, nu știu, hei, ia uite, nu știu ce, hai într-o vacanță care nu ne trebuie, hai mașina care nu-mi trebuie, hai și tot așa. Da, sunt și probleme, dar faptul că oamenii descoperă măsura în toate acum și descoperă că pot să trăiască fără exces și fără să arunce jumătate din căruciorul exact care ies din supermarket, da, e un lucru asta mare. Asta e o lecție. Asta e o lecție foarte importantă, într-adevăr. Cred că așa a venit în 2008, țin minte că se vorbea de ce a pornit criza din 2008 și în America, s-a ajuns la concluzia că din lăcomie. Pentru că te duceai să-ți iei credit și zicea ce ai tu nevoie. Păi m-am gândit așa, un 3 dormitoare, 2 bănci. Dar nu vrei tu un 6 dormitoare? Doar plătești nu știu cât în plus. Și omul zicea, bă, chiar, de ce nu, că doar muncesc. Da. Și toată lumea și-a tot luat mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, că n-aveau nevoie. Adică, din punctul ăsta de vedere, îmi place treaba. Din alte puncte de vedere, ce să zic, într-adevăr, medicii sunt chiar în linia întâi și chiar sunt eroi, dar mai sunt unii pe care lumea îi uită. Uite, mie mi se par că oamenii care stau și adună gunoi, adică ies pe străzi gunoierii, da? Da. Bănenică, fără ei am fi cam, ar fi nasol, ar veni alte boli peste păi noi. Păi asta este. Oamenii... Gândește-te totuși ce faci dacă ți se sparge o țeavă și te mai doare și o măsea în timpul ăsta. Unde te duci? La cine apelezi? Exact. Adică exact, tragedia deci... totuși capătă alte dimensiuni acum. Exact. O țeavă exact, care da, curge și... în baie... ce vorbești? Nu, cel mai nasol e cu deplasarea, adică cel mai nasol e într-adevăr cu circulația oamenilor și cu disponibilitatea lor. Pentru că sunt multe chestii de făcut, toată lumea ar vrea să mai facă. Am ajuns ca părinții noștri, sincer, mi se pare că am ajuns așa un pic. Dar auzi, mă, dar eu nu mă pricep să fac eu scaunul ăsta, să repar, să nu mai chem pe nu știu cine. Hai să încerc.
Da, geamul ăsta care nu știu, da, știi, fiecare, că înainte, eu așa îl țin minte, bă, taică meu așa era, deci e orice om de pe, și părinții noștri, bă, reparau ei mânca, adică nu exista, și erau ăia, cei mai pricepuți, cred că erau ăia care cu o sârmă reparau orice Dacia, aia mi se pare... No? Deci, vezi că care crezi că sunt meserile care, care ți s-ar potrivi acum? Dacă, mă rog, până în 2021 nu se mai dă voie la stand-up, că e posibil. Ce faci? Nu, dar facem. De ce te apuci? Da. Nu știu. Abar n-am de ce mă apuc, nu știu. E greu de spus. Dacă ar fi ceva pe nasol, adică e nasoleală. Dar, nu știu, aș face ceva să și ajut oamenii, adică să nu fie doar, bă, m-aș apuca să repar ceasuri. Sau, bine, și asta poate ar fi o treabă, dar, nu știu, știi, ceva să ajut. Dar nu știu ce acum, nu pot. Ai redescoperit vreun hobby acum? Ți-ai descoperit ăsta cu sârmele, cu astea, de la tata nu, tău? Nu, dar să știi. Știi care e treaba? Că noi eram destul, noi ăștia cu stand-up-ul, să știi că eram destul de pregătiți pentru treaba asta. Pentru că noi când nu mergem la spectacole și nu colindăm țara și nu avem trei pe zi, noi ne place foarte mult să stăm. Noi stăm și din statul ăsta, acumulat ăsta de tot felul de chestii, de la un televizor, dintr-o carte, dintr-o rubrică, dintr-o vorbă, dintr-o aia, așa se fac glumele. Stai cu tine ca nebunul și îți faci glume în cap, le scrii, pormă, le rulezi tot în cap, ți le spui tot în cap, multă treabă e în cap. Și acum de ce râzi tu? Uite. Nu, probleme. Uite, râd de... La noi a pornit, nu știu, cred că am vorbit și atunci când am fost în studio, că la noi a pornit gradată treaba și înaintea tuturor, pentru că am avut un prieten care mi-a dat așa cumva măsura acestei nenorociri, dar înainte să se întâmple orice. Și nu venea să cred și el zicea săracul la fel, că uite, oamenii deștepți așa zic, bă, eu sper să n-am dreptate. Dar eu mi-am făcut provizii și am făcut aia, că o să fie nasol. Și eu zic, bă, și eu sper să n-ai dreptate, dar o să-mi fac și eu provizii. Și tot așa. Și acum ușor începe treaba asta. Eu nebunesc pe o chestie. Știu la început, când eu aveam mască, mergeam cu mască și ca asta la cumpărături, cum se uita lumea la mine ca la un ciudat, ca la... Bă, eram cel mai ciudat, știi? Da. Și nu mai știu cine la început a zis chestia asta, că nu, că masca trebuie purtată doar de cei care sunt bolnavi sau dacă, nu știu ce, nu e obligatorie. Eu cred că și țările, Coreea de nu știu care și nu știu mai cine, care au purtat măști de la început, uite că au ratele cele mai mici de infectare. Da, au măștile și disciplina asta. Bine, da, dar măștile alea, ei, știi, te uitai în China și aia toți aveau măști. Ei aveau măști dinainte, da, pentru că aveau alte condiții, da, adică erau pregătiți pentru asta. Special exact, dar asta cu masca m-a zăpăcit și oamenii, să știi că am mai ieșit la, nu mai știu, am ieșit acum 12 zile ultima oară la cumpărături și eu, bineînțeles, nu echipat ca Andreea Marin, că n-am resursele doamnei, dar cu niște mănuși de unică folosință și mască și mă depărtam tot timpul de oameni. Bă, și oamenii se miră, mă, se uită la tine așa, dar ce aveți, domne? Da. Și s-a apropiat. Nu vă mai plac oamenii acum, v-ați ajuns? Sunteți vedetă? Nu mai vreți, ați uitat poporul? S-a apropiat ceva mai mult de mine și am zis, domne, dar unde e distanța aia de 2 metri? Și mi-a zis-o de aia o românească, că românul e tot român. Adică nu se schimbă nimic cu pandemia asta. A zis, da, unde scrie, domne? Păi, aia e. Dane, hai să vedem, să trecem puțin în revistă niște situații din astea care sunt foarte importante. În primul rând, câte mănuși ai folosit până acum? Oh, mamă, nu știu, dar ideea e că noi... Nu cutii, nu cutii, că nu am ieșit, nu. Am de unică folosință, le-am luat... faptul că aveam un bebeluș mic ne-a făcut să fim destul de pregătiți. Am avut măști, mănuși și foarte mult dezinfectant și spirit în casă. Bine, am mai luat spirit, dar aveam. Și aveam de la, am tot citit despre ele, sunt unele la mișto și unele chiar foarte bune. Da. Și aveam de la foarte bune. Deci asta ne-a pregătit. N-am folosit cutii pentru că nu am ieșit. Crezi că e o perioadă bună pentru cupluri asta? Că stai totuși cu soția și cu bebelușul în casă, în mod normal, ar trebui să te scoți din minți? Da, nu. Pentru mine, din punctul ăsta de vedere, este minunat.
Pentru că în mod normal în timpul ăsta eu aș fi fost plecat în fiecare zi, aveam alt spectacol, altul, nu știu, și mă bucur cât pot. E foarte important totuși să schimbi un pic perspectiva, dacă poți, sau măcar să umbli un pic la ea, adică poți, sunt momente în care o văd ca pe vacanță bine meritată, efectiv că stau, mă uit la un serial, beau o cafea bună, mai, nu, glume nu prea vine să scriu, că nu știu, nu prea vine să, acum nu. Dar sigur, se decanteze toată treaba și o să se rețină multe. Ești mai pe depresie? Nu sunt mai pe depresie, dar nu am, cred că îmi lipsește finalitatea. Deși eu știu că în toamnă o să am un spectacol mare, dar să vedem cum, care-s vremurile și ce pe se Facebook, întâmplă. Poate. Nu, uite, asta nu-mi place. Îi admir pe oamenii care își fac glumițe în continuare, că da, le zic glumițe că mi se par glumițe, că nu pot să faci aia cu o bere în mână, să faci hei, corona, nu știu, asta mi se pare, bravo că ai făcut gluma. Și aia cu nou coronavirus, fii atent, că vechiul coronavirus. Și cu nou, că vechiul, că 2020, că da, și mai sunt câteva care sunt de Doamne, îți vine să, nu, adică nu-mi vine, nu știu, nu e pe depresie asta, dar nu, mi se pare că e, bă, da, o să vorbești tot despre coronavirus, că sunt curios, că mie mi se pare că deja e ok, ne-am înțeles, am vorbit despre coronavirus, ne uităm, numărăm morți în fiecare zi. Bă, da, dă-o dracului de treabă, ne păstrăm mințile acasă sau ce dracu facem? Este foarte posibil ca o abordare, nu poți să o ignori clar, deci nu poți să te faci, nu poți să te faci că n-a existat nimic. Știi, primul spectacol să fie, așa mă, și cum vă ziceam la ultimul spectacol, când eram eu mic, că oamenii s-au afectat tot ce au trecut și ei. Au trecut și ei prin ce au trecut, nu pot să... Da, hai să vă zic, când eram eu mic, nu știu ce. Sau s-ar putea să fie o abordare foarte bună în care oamenii, tocmai că de ce venea lumea și încă o să, și sper că și sigur o să mai vină la stand-up, că este o evadare din cotidian, dar în același timp tot despre ce se întâmplă prin țara asta sau s-a întâmplat, dar este o evadare că râdem. Știi? Și atunci s-ar putea și asta, știi, dar nu știu exact cum o să abordez. Care e primul lucru pe care îți dorești să-l faci după ce scap de molimă? După ce scapăm de mobilă? Vreau să călătoresc. Din păcate, pentru minunata mea soție, este al doilea an de carantină după cel de după ce Sarcină. A născut, asta numai în casă. Da. Și atunci pentru ea era pregătită, foarte pregătită să mergem, să facem, să vedem, să călătorim. Și primul loc în care mergeți? În care... Nu, nici nu mai contează, deci crede-mă. nu contează. Undeva să fie bine. Ce îți lipsește cel mai mult din fosta viață? În afară de stand-up. Asta zic. Vacanțe, atât, da. Vacanțe cu prieteni, în primul rând. De obicei avem o gașcă de vacanțe sau oricum e cel mai mișto e cu prietenii, dar și în doi să poți să călătorești, dar și mâine dacă se dă drumul, zice toată lumea, gata, mă, se poate călători. Mă gândeam, ok, cum știm, mă duc la un hotel, zic, hai călătoresc în România, mă duc până la Sighișoara, e un domeniu acolo lângă, foarte frumos, cu grădină zoologică, cu căluți, cu nu știu ce. O fi fost dezinfectat, n-o fi, adică se schimbă niște reguli. Pe partea pozitivă este că sper din tot sufletul cât mai multă lume să fie învățat să se spele pe mâini. Ești simpatic. Recunosc că și eu mă spălam pe mâini, dar față de astea 20 de secunde și frecat toate alea și nu știu ce, așa se spălau probabil chirurgii și așa. Am văzut tot timpul în filme procedura, dar nu o aplicai niciodată, adică te spălai așa, cât de cât. Dar mă spălam. Și înainte să merg la toaletă și după și tot așa. Era unii care n-aveau nicio treabă, nici cu toaleta, nici cu nimic. Și acum cred că se schimbă. Se schimbă cu hainele, cu toată treaba asta, cu Adidas și eu, că mai ies puțin afară, dau cu puțin spirit și pe talpă, îi las la hol, îmi schimb hainele, am niște haine care stau permanent acolo sau le bag imediat la spălat. Adică niște norme de igienă care se schimbă un pic, știi? Da. Asta e o parte pozitivă din punctul meu de vedere. Da. Partea negativă e că nu mai știu unde. Deci dacă mă duc la un hotel, știu eu a fost acolo carantină sau nu. Dar n-ai spirit la tine? Tu nu mergi cu spirit la tine? Îți dai seama că acum râdeam de am o Eu mergeam cu spirit la mine și lumea râdea de mine. E, bravo, și noi mergeam, dar era așa, da, într-adevăr, erai ăla ciudatul prietenilor care stă cu spiritul și dezinfectează și nu știu ce. E, acum... S-a rezolvat, nu? De ce ți-e doar să te plângi? Că voi în stand-up vă plângeți foarte mult. Da, mi-e doar să mă plâng că am multe show-uri. Doamne, câte show-uri am.
ce nu mai pot de stat în mașină. Cine ți inspiră cea mai multă milă acum? Ce categorie profesională, socială? Vloggerii de ăștia cu călătoriile, influencerii, bine, da. Femeile întreținute, femeile întreținute, ce facem cu amantele? E, nu știu, habar n-am, nu mă pricep la treaba asta. Probabil vloggerii? Că oamenii vloggerii? Acolo la vlogger cred că e o problemă? Că mai ales ăștia care erau pe ieșeală, vezi că au dispărut niște chestii. De exemplu, eu mi-am mai comandat niște pijamale de stat în casă. Pentru că și niște de-astea legere mie îmi plăcea la nebunie, dar la un moment dat, cred că sâmbătă asta o provoc pe soție să ne îmbrăcăm frumos când mâncăm seara, știi? Să ne gătim, să ne aleagă. Că nu mai, bă, sunt niște chestii care lipsesc cumva. Ea nu se mai dă cu ruși? Ăștia care sunt, bă, da, să știi că ea arată minunat în fiecare zi. Ci că e un efect economic. Am vorbit iar cu un domn care a zis că așa, în timpul crizelor crește consumul de ruși. Se numește the lipstick effect. Că femeile consumă acest lucru pentru că este la îndemână, este un obiect la îndemână și chiar dacă nu sunt alimente, nu știu ce, vânzările de ruși cresc în mod constant la fiecare criză a omenirii. Asta da, ca să-i spun din partea mea. Mi-e dor să mănânc la restaurant, sincer. Știu că ei sunt acum cei mai afectați, unii dintre cei mai afectați. Da. Și mi-e dor să mă duc la cumpărături. Mie, culmea, mie îmi place la cumpărături. Sunt un bărbat un pic atipic, îmi place să-mi pierd timpul pe acolo mai mult decât e cazul și mi-e dor să merg. Și mi-e dor să merg cu avionul, sincer. Acum aș fi puțin așa, știi? Eu chiar aveam acum, bine că s-au amânat, aveam niște astea în Londra, nu știu pe unde și ok, hai că acolo mai eviți lumea. Le-am zis, bă, nu mai facem poze, adică chestii de bun simț pe vremea aia. Da. Deși eu le tot spuneam, domne, eu cred că nu o să mai face nimic. Oamenii nu trea o speranță, ceea ce e bine, știi? Mulți și-au păstrat biletele. Uite, și asta e o rază de speranță, că oamenii nu și-au dat biletele. Adică, știi, ei încă mai cred. Pentru că așa, dacă, cum zici tu, domne, din 2027 reluăm spectacole, se anulează tot. Dar oamenii și-au păstrat biletele și-au zis, lasă-mă, te agăți un pic, e o speranță, te agăți. Bă, știi ce cred? Eu cred că în 2 luni mergem la spectacol, mă. Și ia să vezi. Și eu zic că va fi la fel. Și ținem pumnii de ambadea și ne bucurăm mult că te-am auzit și că te-am văzut. Da, și eu mă bucur și voi țineți acolo, voi sunteți și voi acolo pe Metereze. Chiar dacă oamenii nu mai rup micile noastre drumuri în două, înțelegi? Dar nu contează, să știi, asta e o percepție greșită. Radio se ascultă mai mult. Au apărut studii și la american și vor apărea și încoace. Și lumea este alături. Ți-am zis și data trecută că eu cred că dacă e buleală mare de tot, radio e șmecherie. Deci te-ai orientat, domnule. Da, mă, uite, mi-am găsit și eu serviciu și e foarte bine. Dar să știi că noi suntem de acord că la toamnă ar trebui să renască stand-up-ul românesc și să mergem să aplaudăm pe Dambadea și suntem de acord că este la fel de adevărat că acest anunț venit de curând, anume că oamenii de știință au reușit să învețe pe șerpi limbajul semnelor. Mamă, ce să zic? Să zic Morning Glory, așteptăm și spectatorii. Așa, cam așa. Morning Glory, sustuiți sunt serpisorii. Te salutăm, Dambadea, și încă o dată aplauzele de care ai mereu atâta nevoie, pentru că le meriți pe deplin. Uite, de asta mi-e dor, bravo. Păi vezi, e foarte bine. Să ne auzim și să ne vedem cu bine. Îți mulțumim foarte mult. Sigur, numai bine. Ciao, Dan. Am stat de vorbă cu Dambadea, asta este, pe mica scenă a casei, practic, în acest moment. Dar sperăm să-l vedem înapoi pe marea scenă a țării și, ați înțeles, am fost la rubrica asta frumoasă. O să revină imediat după reclame formația The Peltics. Vom cânta o piesă frumoasă de la Cenacul Flacăra. Rămâneți alături de noi în live pe Facebook. Revenim imediat după publicitate. Nespresso și Morning Glory au distrat ascultătorii la Comedianța Căsică având cafea. Morning Glory on Rock FM.